Acțiunile companiilor din domeniul semiconductorilor de la nivel global au început să scadă încă de aseară, în condițiile în care vizita așteptată a lui Nancy Pelosi în Taiwan a alimentat o creștere a tensiunilor între Statele Unite și China. Iată ce e dincolo de aceste operațiuni militare. Bătălia pentru Taiwan e una economică. Ne uităm de ce aceste aspecte sunt importante. În primul rând, insula fabrică 92% din chipurile folosite în întreaga lume. Domină practic în această industrie exact categoria importantă pentru tehnologia militară. E vorba despre acele microchipuri de sub 10 nanometri. Sunt esențiale în tehnologia militară, de care sunt dependente atât Statele Unite și China. Dependente deci de chipuri taiwaneze, iar asta ne arată că pentru perioada următoare miza va fi una extrem de importantă. Taiwan Semiconductor Manufacturing este cel mai mare producător de chipuri din lume, un furnizor major pentru giganți americani și de această companie sunt de fapt dependenți Apple, Qualcomm, dar și grupul chinez Huawei. Fabrica de chipuri a avut un profit record, peste 6 miliarde de dolari. Aceeași companie anul trecut a avut venituri anuale de peste 53 de miliarde de dolari. De aici importanța, de aici aplicarea pentru ceea ce se întâmplă în Taiwan. Blocajele din lanțurile de aprovizionare în ceea ce privește semiconductorii, ne aducem aminte, au provocat astfel de îngrijorări încă de anul trecut, în momentul în care tensiunile dintre China și Statele Unite ajunseseră deja la cote destul de ridicate. Despre aceste subiecte discutăm în continuare cu Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, invitatul nostru la această oră. Domnul Diaconescu, bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Cu ce se va încheia, cum se va încheia această vizită a lui Nancy Pelosi? Ce rămâne după această vizită în Taiwan? În primul rând, a fost făcut în zilele în care atât Departamentul de Stat cât și Casa Albă au exprimat, sigur, cu un ton moderat, anumite rezerve în legătură cu oportunitatea prezenței celei care conduce Camera Reprezentanților în Statele Unite, prezenței sale în Taiwan. Deci, din acest punct de vedere, din ce în ce mai mult apar semnale în legătură cu o inițiativă personalizată a doamnei Pelosi. În China, Partidul Comunist se pregătește de congres. Președintele Xi speră în premieră că va avea un al treilea mandat în câteva săptămâni, evident acest moment extrem de semnificativ, cu un anume tip de impact în ceea ce privește nu numai situația din China, ci și la nivel global, va trebui să fie tratată de chinez cu foarte mare atenție. Momentul prezenței americanilor în Taiwan, la un nivel semnificativ, doamna Pelosi este a doua în rând în succesiunea posibilă la președinția Statelor Unite, reprezintă un anume tip de semnal care acționează în ceea ce privește sensibilitatea Beijingului. În egală măsură însă nu cred că se va depăși spre un angajament militar schimbul de replici. Sigur, Beijingul a mai acționat împotriva Taiwanului pe palierul exporturilor și importurilor, ales în ceea ce privește produsele agricole. La un moment dat au blocat comerțul cu 100 de companii din Taiwan. Mai puțin, așa cum foarte bine ați menționat, cele legate de producția de chipuri, unde condiționalitatea economică pe care a generat-o Taiwanul este una extraordinar de mare. Cum mi se pare totuși desfășurarea de forțe militare a Chinei în această perioadă și această asemănare izbitoare în ceea ce privește exercițiul militar, care în comunicarea Chinei a fost transformat în operațiune militară, asemănare pe care o fac cu modul în care a descris Rusia invazia în Ucraina? Sunt convins, schimbarea calificării informării publice în legătură cu acest exercițiu militar pentru a ne apropia de ceea ce a însemnat acțiunea în Ucraina nu este întâmplătoare. În mod sigur, Beijingul este foarte atent la acest tip de semnale, dar, repet, nu cred că se va depăși în sensul invaziei pe care Federația Rusă a făcut-o în Ucraina anumite limite. Da, Marea Chinei de Sud și Taiwanul reprezintă linii roșii din punctul de vedere al Beijingului. Pe de altă parte, și Statele Unite nu a recunoscut Taiwanul ca și entitate statală cu personalitate juridică internațională proprie, a menținut o relație robustă, cum o califică americanii, în ceea ce privește legăturile între Washington și Taipei. Deci,
acest tip de echilibru, unii spun un anume tip de asimetrie în ceea ce privește politica externă americană privind Taiwanul, a creat o ambiguitate constructivă în relațiile internaționale, se mai folosește acest tip de concept. În ceea ce privește presa internațională, am văzut-o în aceste ore, domnul Iaconescu vorbind despre o sfidare din partea lui Nancy Pelosi în ceea ce privește așteptările Chinei vis-a-vis de această vizită. Cu ce ați spune că rămâne Statele Unite după această ieșire a lui Nancy Pelosi? Sigur că vor fi negocieri confidențiale în legătură cu consecințele și cu expresia publică privind vizita lui Nancy Pelosi. În acest moment, speakerul Camerei Reprezentanților a primit și sprijinul unui grup semnificativ de congresmeni republicani. După cum se știe, în Statele Unite vor fi alegeri la jumătatea termenului și democrații sunt în cădere în ceea ce privește încrederea electorală. Sigur, Nancy Pelosi probabil că va fi în situația de a pierde funcția pe care o deține acum și, iarăși, este posibil, vrea să lase un ultim gest politic semnificativ. Atitudinea ei față de China a fost una consecventă în zecile de ani cât a muncit la vârful administrației americane, extrem de critică, extrem de categorică în ceea ce privește mai ales încălcarea drepturilor omului în China. Nancy Pelosi se întâlnea frecvent cu Dalai Lama din acest punct de vedere. O prezență a lui Sergei Lavrov în această fotografie presupun că nu ar trebui să ne surprindă, domnule Diaconescu. În mod evident, bun, este puțin spus interesant ceea ce invocă domnul Lavrov, dar în egală măsură, sigur, încearcă să profite. China a păstrat o atitudine relativ echilibrată în relația, pe de o parte, cu Statele Unite, pe de altă parte, cu Federația Rusă, în ceea ce privește criza ucraineană. Și China nu are un interes în acest moment ca tipul de soft power pe care l-a promovat la nivel global să fie afectat de o manieră consistentă. Pe de altă parte, sigur, gestul doamnei Pelosi, din punctul de vedere al Beijingului, presupune un anume tip de răspuns cu o tentă de tensiune și notă de îngrijorare. Domnule Diaconescu, sunt curios de explicația dumneavoastră și în modul în care a fost organizată această vizită. Imaginile pe care le vedem în acest moment sunt în direct. E momentul plecării de această dată a lui Nancy Pelosi din Taiwan. Și v-aș întreba cum se organizează de fapt astfel de vizită. Ieri a fost destul de enigmatică toată situația până la un anumit punct în ceea ce privește posibilitatea, probabilitatea acestei sosiri a lui Nancy Pelosi în Taiwan. Există și un grad de risc acolo? E o chestiune care are legătură cu ce în modul în care a fost organizat? Da, există un grad de risc pentru că astfel de vizite se organizează extrem de detaliat, atât din punctul de vedere al agendei, al întâlnirilor, cât și din punct de vedere al securității. Deci, din această perspectivă, americanii sunt deosebit de atenți în ceea ce privește vizita pe care o face un demnitar, mai ales în zone sensibile, în zone de criză sau în regiuni în care nu neapărat au cooperarea locală în ceea ce privește asigurarea securității vizitei. Deci, pregătirea este una farmaceutică, dacă îmi permiteți, atât din punct de vedere diplomatic, cât și din punctul de vedere al problemelor de securitate. Aici nu cred că s-au parcurs toate etapele, repet, extrem de elaborate pe care le-au americanii standardizat în ceea ce privește aceste vizite. Cred că a fost, până la urmă, o decizie finală a doamnei Pelosi. Evident, Departamentul de Stat a exprimat oarește rezerve, dar nu s-a implicat în a bloca o astfel de vizită în mod categoric. Pentru Taiwan, am vorbit de Statele Unite, pentru Taiwan, domnule Diaconescu, ce rămâne în urma acestei vizite, în afară de, nu știu, forțe militare care înconjoară insula în acest moment? Pe de o parte, o reafirmare a încrederii și sprijinului pe care Statele Unite l-au reiterat și prin această vizită în ceea ce privește Taiwanul și independența acestui stat, iar pe de altă parte o tensiune suplimentară concretizată probabil în sancțiuni economice din partea Chinei.
Își permite China genul acesta de sancțiuni economice? Mă gândesc doar la relația pe această componentă a chipurilor, de care e dependentă China, inclusiv în ceea ce privește Taiwan. Își permite? Până unde poate să meargă cu sancțiunile economice? Până acolo, până unde își permite, cum bine ați menționat. Deci, da, până la un anume tip de nivel, sigur, aceste sancțiuni pot fi aplicate. Pe de altă parte, și de partea taiwaneză și de partea chineză, se menține un anume tip de simetrie, care sigur nu se comunică public, pentru că fiecare dintre părți dorește să-și afirme identitatea în legătură cu această temă extrem de sensibilă și unde pozițiile sunt categoric diferite, deci nu poate exista o negociere. Pentru China, Taiwanul este parte, cum spuneai, inalienabilă a teritoriului chinez. Deci, din acest punct de vedere, suveranitatea Chinei în legătură cu Taiwanul, din percepția Beijingului, este una incontestabilă. Vă mulțumesc tare mult, domnul Diaconescu, pentru analiza dumneavoastră, pentru intervenția Digi24. Imagini în direct în acest moment este plecarea lui Nancy Pelosi din Taiwan, o vizită de aproximativ 24 de ore, destul de enigmatică, organizată cel puțin până la momentul în care s-a dovedit că Nancy Pelosi a ajuns în Taiwan. Mesaje clare, mesaje de susținere pentru independența Taiwanului, pentru libertatea acestui stat, și în această perioadă, în aceste ore, am văzut deja China a mobilizat în jurul acestei insule impresionante forțe militare, în ceea ce numește Taiwanul, în ceea ce numește Beijingul a fi un exercițiu militar, dar care în comunicarea publică, în comunicarea Ministerului Apărării, a fost de fapt transformat într-o operațiune militară extrem de asemănătoare această abordare cu ceea ce Rusia a numit invazia în Ucraina. Urmărim acest subiect în continuare la Digi24.